La Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava au fost scoase la concurs 42 de posturi pentru medici pe o perioadă nedeterminată de specialități diferite pentru 21 de secții, cabinete și compartimente ale spitalului. La Spitalul Județean de Urgență Suceava sunt scoase la concurs pentru secția de nefrologie 4 posturi vacante, un post pentru secția de recuperare, medicină fizică și balneologie, pentru secția de ortopedie, traumatologie 1 post, iar pentru secția de urologie 2 posturi. De asemenea, la secția de obstetrică ginecologie sunt 2 posturi vacante, iar câte un post pentru secțiile chirurgie și ortopedie infantilă, neonatologie, secția de oftalmologie, la secția de neurologie, la secția de chirurgie generală, secția de pediatrie și la compartimentul de chirurgie vasculară. Totodată, 5 posturi sunt scoase la concurs pentru secția de boli infecțioase și câte un post la secția de pneumologie și la compartimentul de biologie moleculară. La secția de anestezie și terapie intensivă sunt 6 posturi vacante și câte un post la compartimentul de prevenire infecțiilor asociate asistenței medicale. La laboratorul de medicină nucleară, la cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și la cabinetul de chirurgie toracică din ambulatoriul integrat al spitalului. De asemenea, la UPU Smurd sunt scoase la concurs 7 posturi. Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului.